piese de Virgiliu Cojocaru cover, așa cum îl cunoaștem. Dânsul este și poet, ți-a scris și o poezie. Am să-i dăm citire și acestei poezii, dar mai întâi, cum te simte el în cărți? Așa le-a citit și iată ce ne-a lăsat în pagini. M-a emoționat, Neluța, eu nu te-am văzut plângând niciodată, doar oblojindu-i pe alții, doar mângâindu-i pe cei din jur când ei plângeau. E prima dată și n-am, sigur că atâta încărcătură și cât ai acumulat în tine prin multe dureri, dar peste care ai trecut cu un anume zâmbet pe buze și cu o voioșie extraordinară. Pentru că ea, în realitate, așa cum o vedem noi, ea este mereu voioasă. Ea e mereu voioasă. Peste toate tristețile ei pe care le mai are, cu operații, cu lucruri, într-o sănătate, dar ea trece cu voioșie și cu o anume veselie. Așa că să ne bucurăm de ea și să o aplaudăm în acest. Aceste lacrimi au venit spontan, nu le-am plăutat, știi, pentru că simt sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Darul meu de la bunul Dumnezeu este intuiția. Eu simt oameni. Nu trebuie să vorbesc cu ei. Îi simt pur și simplu. Dar mă uit în ochii lor, știu exact ce au dincolo de privire. Iar faptul că sunteți aici pentru mine este o onoare atât de mare, încât nu vă puteți imagina. N-am cuvinte să mulțumesc fiecăruia în parte că este aici. Vă mulțumesc mult! Iată ce spune Virgiliu Cojocaru, domnul Cover. Lansare de carte, Neluța Stăicuț, bunicuța, nume în al cărui singur trup, Dumnezeu, prin ursitoarele bune, a înglobat talent, preocupări, prietenie, este preocupată de a-și petrece viața, în a înțelege nevoile oamenilor și a-i ajuta, desigur. Numai așa Dumnezeu îi poate înlesni realizarea speranței într-o bucurie de a merge la braț împreună. Poeta, scriitoarea, în proză, artist vizual, novator în artă, terapeut, cunoscut ca inforenergetician din suflet pentru suflete, în această seară, 22 aprilie, are loc lansarea uneia din scrierile sale, în care rupe, într-un anume fel, din sufletul ei, curat și blând, desigur, fragmente și filimituri pe care le distribuie multor suflete necăjite, poate neajutorate, care au nevoie, cu adevărat, de ajutor. În cartea Inforenergetica din suflet pentru suflete, autoarea descrie emoții și relații, îi învață pe cei interesați cum să-și vindece trupul, vindecările de care vorbeam. Dar nu numai trupul, și sufletul, pentru că ea merge cu adevărat până în adâncuri. Să nu ne lăsăm ispitiți de treburi necurate și nici așa în voia sorții, în dorul lei, aș adăuga eu. Ne îndeamnă prin povățuiri să ne informăm, să întrebăm, să citim pentru a ne perfecționa în domeniul în care poate nu am evoluat suficient în așa măsură, dar domeniul prin care să ne creăm un drum frumos, pe care, pășind pas cu pas, să putem afirma cu bucurie că mergem, de ce nu, pe calea fericirii. Cale pe care, în sfârșit, fiecare om o poate găsi căutând cu chipzuință și nu întâmplător. Și eu v-am vorbit despre lucrurile acestea la început. Cartea merită citită, dar și ascultată cu multă atenție și înțelepciune pentru o înălțare spirituală, înălțare posibilă numai în condiții de sănătate.
Căci dacă nu avem un corp sănătos și o minte sănătoasă, deci numai în condiții de sănătate a corpului fizic, împreună cu sănătatea sufletului, de care v-am vorbit și eu. Ca poet, doamna Neluța Stăicuț, cu talent și versificație ușoară, tratează problemele personale ale sufletului, dar și problemele sociale. Lansare de carte, reia domnul Cojocaru. În activitatea literară, scriitoarea Bunicuța, cu ghilimelele de rigoare, a scris și citit interesante povești și povestiri pentru copii. Ca pictor, artist vizual, numele Neluța Stăicuț este o artistă novatoare, inteligentă, interesantă. Ea va rămâne în această istorie a artelor plastice naționale ca artist plastic, poet, scriitor, dar și povestitor. Fie ca această zână bună a artelor să-i dea, se referă la zâna bună a artelor, să-i dea sănătate, așadar sănătate, viață îndelungată, întru folosul celor ce o cunosc și nu numai. Când timpul nemilos o va ajunge din urmă și o va depăși, ne spune Cojocaru, scrierile și operele sale de artă vor supraviețui. Ele vor rămâne. Iar generațiile viitoare care vor veni, o vor descoperi, o vor aprecia și, de ce nu, o vor iubi. El ne spune aici, dar noi am și făcut-o, aplauze pentru Neluța Stăicuț, bunicuța, în al cărei singur trup nu au astâmpări și liniște o mulțime de talente și de idei. Blândețe, credință, postscriptum, cartea de versuri 60 de gânduri și trăiri în 60 de ani de amintiri, este ca un fuior al vieții în care, mai bine zis, pe care l-a tors pe un minunat fus artistic care dă fiori de întâmplări și fericire și mărește încrederea în oameni. Domnul Virgiliu Cojocaru Cover. Aceasta este prima foaie. O aplaudăm. Și acum ai un poem. Un poem așa cum odinioară, erau odele pe papirus, el ți-a închinat o odă, ție, numindu-te un înger aruncat din cer. Cu chip de femeie și suflet de înger, pentru a transforma pământul în cer, Dumnezeu aruncă pe pământ milioane de sfinți, cu care norocos pământean te întâlnești, vorbești și discuți. Talente și virtuți bune, depus la rană, pe o proaspătă floare păstrată într-o cană, Neluța Stăicuț, bunică și înger, a adus pe pământ frumusețea din cer, cu glas mângâietor și natural, ca râsul transformă în bucurie, că râsul transformă în bucurie tristețea și plânsul. Un om pământean se simte mărunt când întâlnește un înger venit pe pământ. Scriitor, terapeut și pictor, îți schimbă soarta rea dacă te afli într-o stare grea, de suferință grea, nașterea sa, necunoscut miracol, viața un mister, adevărul în cer, adevăratul înger ce a coborât din cer, ea când apare în public, împrăștie lumină, la care toți colegii se apleacă și se închină. Prin magica iubire și sacra libertate, i-o strajă pe pământ și o sfântă demnitate. Ei, ca stâlp de rezistență a Domnului mărire, l-a îndemnat pe om să creează nemurire, că ești bogat sau simplu om sărman, când sufletul te înalță, ți ajunge doar un ban,
chiar de plutești ca fulgul, nu ai trăit în van. Ar fi căzut din cer, ca frunză sau piatră de mormânt, soare clar de lună sau adier de vânt, dar Dumnezeu a aruncat sub frumuseți de înger talente și voințe ce s-au născut în cer. Un înger, mereu face referire aceasta la înger, revine ca un leitmotiv, într-o lumină lină. Un înger aruncat din cer, blândă persoană, stăpână pe destin și pe voință, cu al său mângâietor suflet, când vesel, când bun și cu credință, tămăduiește, vindecă, pictează și scrie pe-a vremii putere vise închipuite sau reale trăiri și stinghiere. Un regret al domniei sale, regret că am pierdut ocazia să ascult pe blânda bunicuța în a citi în public lucrările semnate de Neluța. O invitație între rude la un botez cu nuntă a reușit să-mi anuleze o seară mai plăcută. Cu vocea minunată și chip frumos de înger, doamna Stăicuț a ridicat pământul tot la cer. Cu drag, acestea vor rămâne la tine pentru că scripta manet. Cu drag. Și doamna Tomar, care s-a ridicat să vă facă loc, o rugăm și pe dânsa să vină puțin. Păi să începem cu începutul, că știți și dumneavoastră cam 70%. Dar nu știm tot și dumneavoastră. Păi spunem secretul? Da. Bun. N-avem secretul. Da. Deci ne-am cunoscut întâmplător la lansări de cărți, la expoziții și așa mai departe. Contactul, discuția, mi se părea energică, mi se părea abordabilă, deci nu aveam nimic ca să-i refuz sau să o îndepărtez sau, să fug de ea. A fost o empatie. Să fug de ea, deci nu. Și atunci mi-a venit ideea, bine, eu am folosit niște expresii cam urât atunci, că am îndemnat pe colegii mei să ne ștergem în cegaie de pe creier și să fim pictori mai mari, mai buni și așa mai departe. Și în timpul acela m-am dus cu gândul că ar fi să o corup pe Neluța, să treacă și la artă naivă, că era cu arta populară. Cu scrisul nu m-am băgat că nu le-am, dar dincolo m-am băgat că le-am, zic eu. Dar nu știu ceilalți ce o să zică. Și m-am dus, am vizitat amândouă toate tablourile care erau anotate pe perete și am încercat să fac un dialog cu ea. Și am văzut că funcționează ideea ce aveam eu în minte, bineînțeles. Și atunci am spus, am abordat-o direct. Vrei să cochetezi și cu arta naivă? Pentru că e diferență foarte mică. Trecerea de la artă populară la arta naivă e o diferență mică. Și mai sunt și alte genuri de saloane care chiar pot să treci și granița. Nu, nu a zis nu. Între timp, m-am mai gândit și m-am sfătuit cu doamna Maria Alexe, de-aia am vrut-o că știe, fiindcă i-am zis și de o altă colegă de-a noastră, Paula, nu mi-ai spune mai departe. O altă colegă, da. Da. Ne vin de față, nu putem cuvinte. Corect. Care și ea a cedat și a zis, da, vreau, dar cu niște rezerve. Deci avea așa un fel de zid. Știți, eu vreau, dar ziduie puțin. Nu, aceeași chemare. Și am zis, hai să trecem de zidul respectiv, vin la tine, uite despre ce este vorba, uite regulamentul, uite cum pune problema Salonul Internațional de Artă Naivă din Polonia, ce zici, vrei sau nu vrei? Și atunci a început să vin de gust. Și a zis, da. Și acum să revenim. Ca să vedeți ce face doamna Tofan, deci este un motor, da? Și să revenim la Neluța. Dar am să fiu mândră că bănuiesc că dintre dumneavoastră nimeni n-a călătorit cu ea cu mașina. Care sunt prima. Aoleu. Și o care credeam. Aoleu. Da, dar nu până în Polonia. A, nu. Că, nu știu, că n-am ajuns în Polonia. Da, dar așa ajungeți. Deci, gândiți-vă că am dormit în același patru.
Și în care mă credeam unică. În Polonia sunteți unică, da? Deci, îi spun că este și salonul de primăvară a artei naive de la Bacău și oamenii sunt mai deschiși ca la celelalte centre de creație și să încercăm să ducem un număr de lucrări, să vadă și arta populară, să vadă și arta naivă. Deci, ea acolo aveți pe două laturi. Și în concluzie, directorul de acolo, care îl cunosc, a fost deschis, dar doar atât mi-a spus, lasă ce crezi că este mai reprezentativ pentru ea. Și și-a lăsat trei lucrări de artă naivă și trei de artă populară. Credeți că eu n-am avut decât trei și alea de artă naivă. Deci ea mai multe, ca mine, ca să vă dați seama. Pe venea cu zestrea, nu se poate. Faptul că a acceptat-o și cu artă populară a fost un pas. Un pas pentru arta noastră și pentru ea și pentru mine și pentru mulți alții. Din ce motiv? Pentru că ceea ce face arta populară este un lucru, zic eu, foarte frumos și foarte bine determinat. Și n-a fost, să știți, expusă într-o sală undeva acolo, ci chiar la Centrul Internațional George Apostol, în Bacău. Deci nu oriunde sau mai știu pe unde. Și asta era un lucru foarte bun și un lucru, zic eu, de sine împlinit. Bun, să nu credeți, ba da, nu au fost ca noi, mă. Da, că n-au fost ca noi, da. Și acum să vă spun în continuare. Ne-am dus să cunoaștem, eu o cunoșteam, dar n-am fost la ea acasă. Colega cealaltă cu care plecăm în Polonia, Mărioara Lucu, din Iași. Deci de la Bacău am plecat la Iași. Vedeți că n-a spus că de la Iași, după ce am dormit o noapte, după ce am dormit o noapte și colega cealaltă ne-a certat că am venit, pomii nu sunt înfloriți, peisajul nu e atât de frumos, păi cine oferă ea capitol? Nu s-a gândit la celelalte lucruri, deci s-a gândit la aspectul capitol. Vizual. Și am zis de nimic, o să dorm aici până înfloresc pomii. Corect. Dar ne-am mulțumit să ne întoarcem în Iași de la ea și să vedem alte obiective culturale, cum a fost Palatul Culturii, o expoziție care chiar... Și eu am crezut că aș fost mâna Bacău acum. Na, stați, nu s-a terminat, suntem la mijlocul drumului. Păi de-aia v-am zis că vreau să fiu prima, nu celelalte persoane care o cunosc pe Neluța de știu câți zeci de ani. De acolo am plecat la Vaslui. De la Vaslui la Bârlad, de la Bârlad în Fălciu, din Fălciu în Rânzești, Galați. În Fălciu unde doamna Tofan, doamna profesoară Tofan, are un muzeu personal de artă naivă pe care vă sfătuiesc dacă ajungeți în zonă să-l vedeți. Nu o să regretați nicio secundă. Chiar nu o să regretați. Dacă ajungeți în acea zonă, nu uitați să treceți prin Fălciu să-i vedeți muzeul. Așa am fost o constructoră și exact cum se spune și este un adevăr, când vrea Domnul îți dă, când nu, nu îți dă nimic. Mai dă și șuturi, că am primit astfel la un moment cu șuturi. Și șuturi. Și trecem la cei frumos. Lăsați-l pe ăsta. Un alt aspect. Deci v-am spus itinerarul, bănuiesc că n-ați făcut acest itinerar și am rămas unici. Deci suntem... Un alt aspect legat de salonul, pe trebuie să mă lau până la capăt, nu? Da. Un alt aspect... Da, v-am pus aici să mă lau, da? Care am fost și eu mândră și ele, a fost acceptarea lor la Salonul Internațional de Artă. Să nu credeți că n-am avut eu curajul, morcovul și mai mulți, știu eu ce, în spatele meu de frică, că s-ar putea... că nu toată lumea mă cunoaște în extern, să zic că, băi, vale, nu te înțeleg, dar nici chiar așa, ce mi-a dus pe X, pe Z, pe nu știu ce, că trei colegii pe lângă mine. Și am zis, nu știu cum gustă. Din ce motiv?
Cealaltă care organiza acest salon internațional de artă, n-ai vedea Polonia, Katowice sau Katowice, fiecare zice cum vrea, eu zic Katowice și Katowice, nu mai este soția lui domnul Jacques Revoir din Franța, care ne cunoșteam, care aveam o relație de câțiva ani de zile. Bun. Este altcineva. Acea altcineva, nu știu dacă mă cunoaște, sau îi place arta noastră sau nu îi place. Că mea a gustat-o. Nu m-a refuzat niciodată. Dar știu când duc pe celelalte colege, sunt cu stiluri diferite. Nu pot să-i impun stilul meu la nimeni, că atunci nu are sens. Ce mai fac? Fiecare s-a avut stilul lui, sufletul lui, pus pe pângă și atunci iese ceva. Nu a refuzat pe nimeni. Ai primit și e-mail-ul de acceptare, dar am primit și coletul. Zilele acestea, un mail de mulțumire de la doamna care le-a primit și, bineînțeles, a făcut și am făcut și azi, adică am plâns de bucurie. Acestea sunt micile noastre bucurii sau lauda noastră, ca să termin cu povestea laudei, și am reușit. Nu știu ce ne oferă mai târziu. Mai e o provocare cu Bruxelles, dar acolo sunt niște taxe mai mari. Eu i-am spus că e 80 de euro taxa de înscriere. Inconvenentul este, spun, pune secretul. Da, nu e un secret. Asta e, așa. Și dacă te înscrieți, era primă toarnă. E vreun tunător pe ei? Nu. Toți sunteți un prieten, nu sunt tunător. Deci eu acolo sunt membru de un mare dat, Muzeul Spontan din Bruxelles. Doamna Catrin mă cunoaște, a mai dus colege. Singurul inconvenient este că noi trimitem lucrările, dar înapoi nu se mai pot întoarce, că românii de acolo, de la o asociație care ne returna lucrările, nu mai e. S-au mutat undeva la 40 de kilometri de... Și aici ne-am împotmolit. Eu, de rușine că sunt acolo implicată, am trimis cei 80 de euro, plus le-am spus că trimis și coletul și chiar m-am sătuit cu cineva și le-am spus și lor, zic că au să fac două lucruri. Un, las un tablou pentru cotizații ca membru de onoare a Muzeului Spontan din Cuță și unul, îl donez. Ca altă soluție nu mai văd. De întoarcere nu se mai întoarce. Ei, pentru unii efortul este foarte mare. Pentru alții, acum nu trebuia să mă încadrez în disciplina efortului, că nu aveam altă soluție. Și aceasta este bienală. Deci se face din 2 în 2 ani. Dar astea sunt condițiile externe. Nu putem decât să valorăm succes, deși nu se poate că sunt acceptate, se pare un lucru. Asta a fost cea mai mare bucurie. V-am spus că aveam o bobură, aveam și curaj și după mine. Mi-a fost frică, puteți să râdă de mine, dar mi-a fost frică. Și am zis, nu mă cunoaște doamna actuală. Nu, și nu se știe niciodată. Pentru că chiar dacă mă cunoaște, e o comisie. Nu știți cine este în comisie, nu știți ce idee are comisia ziua respectivă. Și mai ales că era salonul internațional de artă naivă al 10-lea, care ei țin foarte mult. Străini, al 10-lea, al 15-lea, al 20-lea, țin foarte mult. Și Polonia este considerată în foarte multe domenii o țară deosebită. În domeniul lingvistic, de exemplu, conferințele din Polonia sunt de cel mai înalt nivel. Știu de la foștii mei studenți de la grafică, că și în domeniul grafic, o bursă în Polonia este o bursă deosebită. Deci, pe lângă faptul că este o recunoaștere internațională, este o recunoaștere internațională într-un climat de înalt nivel artistic și eu știu că ei nu prea fac cravat așa de la calitate sub alte pretexte, motive sau... Deci, vă urăm succes și așteptăm pozele și... Am două elemente pe care le-am omis, dar vreau să le spun acum. Pot să le spun așa și ca într-o pauză de publicitate, cum zic eu, dar nu e totuși o publicitate, e o publicitate falsă.
Aș vrea să vă spun că aici, în sală, aflat de astă dată la un pupitru de comandă al camerei video, probabil că și aceasta este una din îndeletnicirile domniei sale, dar în spatele acestei trebi stă graficianul, cel care i-a făcut și i-a ilustrat lucrurile acestea minunate, aflate în cărți, CD-uri. Îl salutăm cu drag pe acest bun, de altfel, grafician, domnul Angelo Țuchiu. Iată că lucrul nu poți să-l faci cu oricine. Tot comunicarea aceea a ajutat-o și a îndreptat-o pe Neluța Stăicuț spre domnul Angelo Țuchiu. Noi îl cunoaștem astăzi. Grafica este foarte bună și atunci te-am întrebat cine, de unde, că n-auzisem. E bine că ne-am cunoscut. Și de asemenea mă bucur de lucruri bune care vi se întâmplă dumneavoastră. Un lucru bun pe care l-am aflat astăzi despre una din invitatele la expoziția dumneavoastră, doamna profesor Maria Alexe. Una din invitatele care și astăzi prezente sunt, este vorba de doamna în roșu, de dumneavoastră, da? Gabriela Guțescu. Exact, domnia sa a venit și mi-a spus cu o bucurie așa de mare că parcă și eu, parcă aș pleca eu, parcă ar fi fost lucrările mele. Două din lucrările domniei sale, din lucrările personale, au fost acceptate și pleacă acum în Italia. Lucru frumos! Pleacă în Italia! Lucru bun. Sigur că sunt atâția care organizează, dar important asta e bine să ne cunoaștem între noi. De asemenea, sunt mândră și mă bucur că lucru de folos este un luptător, un ambițios, tenace. Sigur că nu a făcut artele plastice, nu a absolvit lucrul acesta, o asemenea facultate sau liceul Tonița, dar el a găsit alte căi. Profesia lui pe undeva s-a îmbinat cu ceea ce el face din plin. Este un căutător, un moderator, merge pe o anume linie, pe structura aceea a negrului, merge într-o taină a lui, a misterului și iată că drumurile lui, care sunt legate și de tine pentru că știu că sunteți oameni, prieteni, prietenoși, iată că spun cu mare bucurie că multe și el se bucură, dar e bine să ne spunem bucuria aceasta, că multe din lucrările lui vor ajunge acum în America. Asta e un lucru foarte bun. Elian! Elian Mățină! Elian Mățină merită aplauzele noastre, titlul de negru, cum se spune lui, și este unul din cei pe care l-ați avut de fiecare dată în expozițiile organizate de dumneavoastră. Ne bucurăm, sunt drumuri. În primul rând, mă scuzați, vreau să vă spun că Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și mulțumesc. L-am avut pe unchiul meu, care a fost profesor la Academia de Bele Arte, Adam Nicolae. De acolo e sămânța, deci iată, ajungi și la tine. Da. De mic am fost scăldat într-un ocean de negru și de culori. Avea atelierele pe Iulia HD-ul. Era metalist și pictor, Adam Nicolae. Deci, practic, de mic și pe bunicul care a făcut școala de actorie la Timișoara cu actorul Radu Coriolan. Deci, de mic mi-a fost insuflat. Mic. Așa că, așa se explică lucrurile. Da, și-au expandat. Diploma nu este întotdeauna în garantie. Și diferențele, până la urmă, se fac pe... diferențele se fac pe simeze. Da. Și Verdi, de exemplu, a fost un autodidact. Verdi nu a avut conservatorul, nu a fost acceptat pentru că era prea bătrân. A avut în familie. Asta este bine. Cu drag. Și lucru de aplaudat. Și tot un lucru de aplaudat este, poate mai întâi eu am aplaudat cu sufletul meu, cu sinele meu, că am cunoscut câteva reprezentante ale artelor frumoase, ale artelor vizuale, undeva la începutul anului, la Muzeul Hărților, acolo unde e în expoziția găzduită și organizată de cel care este Dan Truică, da? V-am cunoscut pe dumneavoastră, doamna Ciobanu, să o aplaudăm și pe Tânța și pe colegi. V-am cunoscut, poate nu la tuturor, v-am reținut numele și dumneavoastră ați fost prezentă. Sunt multe persoane care, iată, e bine să ne cunoaștem între noi. Numai așa ne reținem și ne ajutăm. Ceea ce face Neluța Stăicuț și cu asta am încheiat vorba mea, Neluța Stăicuț are o taină a ei. Nu este întâmplător mersul acesta pe firul poveștii.
ea a găsit niște cheițe. Mai întâi le-a simțit și cu cheițele acelea a descuiat porți. Porți pentru binele omului de lângă noi, pentru binele nostru. Ea are o anume tehnică. Eu nu am așa ceva. Pot doar să le preiau citindu-le, simțindu-le și învățându-le. Pentru că mi-aduc aminte că odată jurnalista, scriitoarea și poeta Maria Timoc, nu este cu noi aici, această jurnalistă mi-a spus așa: Doina, zic, dar nu sunt fericită. Și a zis, atunci când nu ești fericită sau nu ești fericit, trebuie să înveți să fii fericit. Ei, aceste porți le deschide în felul ei, cu niște cheițe minunate, acolo au umblat, știți cum e, bate și ți se va deschide. Și ea le deschide. Lucrurile acestea aici, în acest sâmbure, în acest miez, stau vindecările. Te felicit! Aplauzele noastre!